Hallo. Hallo. Es gibt noch ein rotes Kuchen. Wer gut bäckt, bäckt was besonders Gutes oder kocht was besonders Gutes. Die Kinder malen für Mama und Tata und alle Verwandten ein schönes Bild. Wer stricken kann, strickt Socken und Pullover. Und die Musiker können nicht viel anderes schenken als Musik. Und darum sind wir heute hier. Wir wollen euch, ihnen, unsere Musik schenken. Wir, das sind heute die Elisa. Mit ihrer schönen Stimme. Die Roxana. Und die Corinna. Der Geige. Der Kurt am Cello. Ich bin die falsche Orgel, die elektronische. Und unsere Spezialgäste sind die Wurzenbläser. Die gibt es gar nicht seit langem. Und drei Herren Pfarrer sind unter ihnen. Herzlich willkommen speziell Ihnen. Il tipo creazione lui, cu toții ne gândim, cu inima strânsă sau cu inima deschisă, la faptul că este vremea cadourilor. Primim cadouri, dar și facem cadouri. Cine tricotează, tricotează mai mult acum și se gândește la pentru cine face asta. Bucătarii, casnicele fac bucate și prăjituri mai bune și mai multe și mai frumoase ca oricând. Iar muzicienii ce să facă altceva decât să ofere celor dragi muzică. Și asta vom face noi în această seară. Vă spunem bine ați venit. Și vă rugăm din toată inima să primiți acest cadou astăzi de la noi. Am și prezentat trupa celor 10 persoane care astăzi sunt aici, cum să zic, în chip de profesioniști, ansamblu de suflători, suflătorii țării Bârsei, care sunt dincolo și i-ați și admirat deja în curte, Roxana, Corina, Kurt, Eliza și cu mine în partea aceasta. Da, am fost prevenită să vă rog ceva special. Acesta este și nu este un concert. Das ist ein Konzert, aber es ist auch kein Konzert. Și desfășurarea ar fi foarte frumoasă dacă eventualele dumneavoastră aplauze le rezervați pentru sfârșit. Zu Weihnachten ist die Rede von allerhand komischen Gestalten und allerhand komischen Locations. Die Geschichte passiert in einem Stall. Und Personen sind Leute, mit denen wir nicht jeden Tag zu tun haben. Zum Beispiel Hirten, Pastor, Joban. Und davon ist im ersten Stück die Rede. Es ist eine Musik, die ist 300 Jahre alt und kommt aus Bayern, aus Passau und heißt Laufet, ihr Hirten. De Crăciun e vorba de tot felul de locații ciudate, cum ar fi un staul, un grajd, lângă un sat, și de tot felul de personaje neobișnuite, cum ar fi păstorii. Prima noastră piesă se numește Fugiți, grăbiți-vă, păstori. Laufet, ihr Hirten, Herz zu
Schlafe, mein Jesus. Aber viele von uns können es auswendig, die drei bekannten Strophen. Vielleicht brauchen sie gar nicht den Zettel. Urmează acum câteva cântece germane de Crăciun, colinde de ale noastre bine cunoscute. Unele sunt în cartea roșii de corale, altele sunt pe bilețelele verzi. Eu îmi cer scuze că nu le avem și traduse. Aber nicht so wie alle Jahre wieder, mit Vorspiel und Zwischenspiel und Nachspiel, die Elisa macht uns Zeichen, wann wir singen dürfen. Thank you.
rufe, summen wir nur und wir lassen die Lisa alleine singen. Nur mit Mu. Pastoralen komponiert, im Weihnachtsoratorium, im Messias, in allen möglichen anderen Stücken gibt es Pastoralen. Und aus Händels Messias hören wir die Pifa, die Hirtenmusik, instrumental gespielt. Următoarea piesă este una celebră, Georg Friedrich Händel, în oratoriul lui Messia, în partea care vorbește despre nașterea Domnului, a introdus muzica păstorilor. Așa și-a închipuit Händel că ar cânta păstorii pe câmp. Thank you.
Thank you.
Bläser eingeladen, uns ein Stück zu spielen. Im Wit acum ensemble de suflător să ne cânte ceva. Și am auzit că ei au pregătit ceva ce merge și direct la... Thank you.
Geschichte dieser Kompanie. Weihnachtsfest und ein möglichst gutes neues Jahr. Thank you.
Aber mit diesem Intonation. Ja, ja. Okay. Intonation. Achtung. Drei. Gut. Thank you.